Dacă ne gândim la viitor, nu mai sunt fericit. Astăzi, așa... fericit astăzi, dar nu în perspectivă. Dar nu poți să fii fericit. De ce? N-ai cum, dacă nu joacă echipa, dacă nu... Nu e adevărat, nu e că a spus domnul Barin, domnule, că am avut noi șuturi pe poartă, noi am jucat, am meritat victoria, am avut și pară, dar aici nu-i vorba, când o echipă, cum a spus și Barin, probabil, păi dacă conduci 2-1 și după aia nu poți să vezi 4-5 pase, sau... Dar nu... Nu, dar nu văd, adică nu avem posesie, adică eu știți că era problemă când mâncam bătaie, dar spuneam, n-am nicio problemă. Acum posesia eu, cred că ați avut-o pe partidul ăsta. Nu știu, că... eu, păi altceva e posesia, altceva e, nu știu, nu știu cum să explic, nu știu ce să zic. Noi câștigăm din valoarea jucătorilor. Deci nici măcar în meciul ăsta în care statistica e mai bună totuși pentru FCSB, vă spun că nu știu, 61% posesie. Nu mă interesează statistica pe mine. Eu vreau să dominăm adversarul, mingea să fie numai la noi. Iar golurile pe care le dăm, să dăm golul, că avem jucători valoroși. Și dacă noi conducem, nu avem voie. Nu ne retragem, mai adevărat, că te retragi. Dacă primești mingea, nu dai în ea bufa, că ești Steaua, ești Târgoviște, bufa. Dacă noi avem 2-1, pasăm mingea la centru terenului, iar mai dăm, mai o trebuie spate, dacă avem pe singurul lat, tratăm al treilea acolo. Dar nu bufa, cu ce facem aici? Normal, vă îngrijorează faptul că din 10 meciuri în 8 adversarul a deschis scorul? Nu mă îngrijorează pe mine asta. Păi pare un simptom. Că dacă ați deschide în asta și a echipa FCSB-a noastră scorul, doresc că s-ar, poate s-ar derula altfel. Nu știu. Sunt lucruri care nu le știu. Nu știu. Vorbiți specialist să spun. Dar nu vă explică, nu-i cereți explicații lui Dică să înțelegeți de ce, de ce atâtea goluri luate? De ce... Nu, păi, dar am cerut explicații. Și ce a spus, dacă ne puteți zice? El spune că să avem posesia, trebuie să avem fundași central să construim cu fotopedalizat, da, dar eu n-am avut niciodată. Fundași central e mare... Nu, el spune după aia statistica. 61%, cum a spus dumneavoastră, 61%, domne, am avut atâtea șuturi pe poartă, am avut atâtea fotori, atâtea pe poartă, eu am dominat adversarul. Nu la dominarea asta mă refer eu. Mă refer la altfel de dominare, la siguranța jocului, mă refer. La faptul că ați avut emoții până la final și faptul că victoria a venit. Nu neapărat, pe emoții poți să n-ai. Deci poți să fie 2-1 până la final sau 1-0 și poți să n-ai. Dar siguranța, vreau să am siguranța jocului. Nu avem siguranța jocului. Da. Siguranța jocului noi nu avem. Păi acum, domn Becali, au spus și comentatorii, până acum în sezonul ăsta FCSB a folosit 30 de jucători. Complicat când să ai omogenitate când folosești atât de mulți jucători, cred. Uite, vezi, a spus una din cauze, vezi? E una din cauze. Și cred că este una din cauze. Nu? Da. Asta este că, uitați, a spus Dică despre faptul că la meciul cu Silkeborg, care e totuși în Europa, care e un meci de jumătate de milion de euro, care e un meci care aduce puncte în România ca să nu mai intrăm iarăși din primăvară în cupele europene, va schimba. Nu mai România eu acum, mă interesează de România pe mine. Păi cum nu vă interesează? Nu interesează despre România? Ce nu mă interesează pe mine? Ce să mă interesează de România? Mai sunteți român? Fii dacă sunt români, mă interesează de România. Și cred că dacă funcție de asta judecat, de coeficientul României și al echipei... Nu știu, am făcut și ce am făcut coeficientul României. Păi uitați că de-aia, de-aia nu, jucați deci de la început. Nu mă interesează de coeficientul României. Ce vreți să vă zic altceva? Deci nu vă interesează cupele europene? Cum? Nu vă interesează meciurile din grupele astea de conferență? Pentru că nu mă interesează, că sunt bani, sunt bani, ce de mie o avere. Sau numai că ce fac? Jucăm cu petrolul.
Da. Păi dacă ne bate pe totul, la revedere cu, cu play-off-ul. Să uităm play-off-ul. E și Sepe, ajuns Sepe, are 19. Petrolul face 20, noi rămânem cu 11. Da. Cum? La revedere e play-off. Și atunci ce facem? Vrem să jucăm în play-out? Adică să joc în play-out? Eu astăzi am început să mă gândesc, da, bă, că măcar să iau locul 7. A, ca să mai aveți șanse la cupe europene. Da, păi, păi, mă, păi, da. Păi nu e așa? Da, nu știu că e așa, mai e ceva din campionat, dar e adevărat că începe să... Încep păi, să păi, da, e, da, păi, să da, se e, strângă e, lucrurile. Păi da, păi da, nu, dar e ceva din campionat, dar acum nu mai, deci locul de la 5 în sus, nu mai ai cu. N-ai cu. Deci singura echipă, singurul e locul 6, care trebuie să scoți Sepsi, Petrolul și UTA. Bine că am mâncat bătaie UTA astăzi. Adică dar celălalt, ziceți UTA, că Universitatea CFR, Hermannstadt, Rapid și Farul sunt siguri în play-off? Păi 100%. Nu, nu mai pot fi scoate de acolo. N-au cum. Eu știu între Farul, Hermannstadt, dacă care numești mai puțin, e adevărat. Și Petrolul sunt 5 puncte, mai sunt 17 sau cât, 18 etape. Păi cum adică? Ce treaba? Păi, păi nu înțeleg. Nu, adică Hermannstadt ar putea să, să nu ajungă acolo. Între asta și Hermannstadt sunt 11 puncte, e adevărat. În condiția în care aveți un meci mai puțin decât, decât da, Hermannstadt. Două, da, da, unu, că joacă și ei cu CFR. Una, da, exact. Unu. Dar nu mai ai cum, n-ai cum, sunt multe puncte. Ca azi, de exemplu, cine juca? Juca Hermannstadt cu... Sau nu Sepsi. Cu Sepsi. Cu Sepsi, nu? Da, și a, a fost învinsă prima înfrângere. Și m-am certat cu meme. Bine, m-am certat prietenește. El ținea cu Hermannstadt, cu, el ținea cu... El ținea cu, cu Sepsi. Și bă, nu ești nebun? Și cum să ții cu Sepsi? Vă, pe noi ne interesează să... Pe cine poți să-l depășești? Pe ăla cu 16 sau pe ăla cu 22? Păi nu, domnule, cu tare. Și era 1-0 și eu mă bucuram. Și el, nu, domnule, că vreau egal, vreau egal. Ce mă dai aici? Dacă vrei egal, poți să, să nu fie egal. E egal în minutul 92. Și ca dovadă, când ce-a dat aia, acum aia și bătește. Acum avem o mai, mai mare problemă cu Sepsi decât cu Petrol. Înțelegi? Și pe mine mă interesează pe cine înțeleg până de Hermannstadt. La revedere, nu mai avem treabă cu ei. Oricum nu o să avem treabă cu ei. Cine interesează pe ei sunt play-off. Ce mai treabă mai avem cu ei? Da, nu știu dacă e chiar așa, dar o să vedem. Pentru că dacă intri într-o serie de meciuri, nu, nu știu dacă va fi cazul la Hermannstadt, s-a mai văzut. Intri într-o serie trei meciuri fără victorie. Toate echipele joacă acum. Nu știu ce au făcut, ce jucători au luat, cum au luat. Nu mai sunt echipe slabe. Toată lumea joacă. Da. Am marcat vorbitul 98. Aveți însă și dumneavoastră jucători care joacă. Am văzut Companio, care a arătat foarte bine în seara asta. Sunteți mulțumit de câțiva jucători și poate eu mai puțin mulțumit de alții. Eu sunt mulțumit de toți jucători. Bun. Pe cuvânt, sunt mulțumit. N-am, de toți jucătorii sunt mulțumit. Nu pot să zic. Pentru că ei, adică, o calitate au, calitatea lor se vede. Numai, știu eu, nu știu ce să zic. Păi dacă sunteți mulțumiți de jucători, înseamnă că e o problemă la antrenor. Așa e logic, nu spun eu. Dacă aveți o problemă cu echipa la momentul ăsta și de locul jucătorii. Nu, de antrenor. Dar la antrenor nu aveți o problemă că v-a adus niște milioane. Păi da, păi vezi. Da, e la antrenorul. Din această dilemă nu veți ieși. Păi nu ies. Și el trebuie să facă asta. Până el nu face asta, el trebuie să facă asta. Ce să faceți? Ce să facă, cum să facă, că nu sunt acum om. Ce să facă, adică, ce să facă? Adică trebuie să facă ca mingea să fie la noi. Să paseze mingea să fie la noi. Adică să văd 7 pase odată sau 5 pase odată. Vreau să văd atât 5 pase vreau să văd. Mai nu 7, nu 10. Vreau să văd și o dată 5. Păi dacă din două, cum a fost aici, să dă un gol?
E bine. Păi nu e vorba, aici ai spus, se dă din valoarea jucătorului, că a dat ăsta așa, companie, că asta cine dă de acolo? Nu? Cine se învârtea așa ca să dea golul? Sau cine? Și ce asta se anunța a fi gol? Dar nu vreau asta. Asta nu le dai în fiecare zi. Eu vreau, noi am avut mai mult de 3 pase, uite-te la altă meci, să vezi dacă nu am mai avut 3 pase. Nu, eu cred că ați avut mai mult de 3 pase, dar depinde unde sunt. Că dacă sunt în jumătate proprie. Nu, eu mă duc la echipă și o să zic, nu știu, o să încep și metoda asta. Și o să mă duc, băi, dacă nu o să aveți 7-8 pase, o să le număr și nu aveți, o să vă tai din salariu. Nu știu, o metodă, trebuie să găsești ceva. Nu pasăm. Nu ne mișcăm pe teren. Voi mișcați-vă pe teren la primit. Asta, cred că glumiți totuși cu tăiatul din salariu că n-au făcut 7-8 pase, că nu se poate așa. Nu știu, domne, zic și eu. Am înțeles, da, nu, ca să, că unii o să înțeleagă că e făcută, gata, dacă n-au dat 7 pase. Domne, zic și eu nebunul așa. Poate, da. Am înțeles. Zic, nu mai știu ce să zic. Nu, dacă nu mai știu ce să zic. Omrani, cum vi s-a părut? Cum? Omrani, cum vi s-a părut? Păi Omrani... Cum să nu dai gol de acolo, cum să ratezi? Lejer, dar nu e încă, nu este el încă 100%, că nu e ăsta un la nici educație la. Nu e încă, da, nu e 100%, e adevărat. Nu este el ăla, nu. Fundașii centrali, ok, în regulă? Cum? Fundașii centrali, v-au plăcut? Harut și Cutam. Păi, dar ce vorba de fundașii centrali? Fundașii centrali nu e, că fundașii centrali mie de gând puteam și cu Daua îmi place. Caruț ce? Caruț e la șef pe acolo. Aia, a jucat bine azi. A jucat bine. Dacă a jucat bine, dacă a jucat bine, dacă a bine și a luat trei goluri, este extraordinar. Nu ați luat trei, ați luat două. Ați luat trei, e altceva. Păi, dar nu, dar și alea. Și, deși Tam a avut alte meciuri bune, unul e cam al lui, ăla ultimul, că... I-a dat, a și Ilie aici de față, i-a dat exteriorul și l-a judecat. I-a dat Ilie. Exteriorul, păi i-a dat exteriorul, păi nu la pot curte să... Supremă Fotbal. Nu pot să închizi toate unghiurile, s-a dus în colțul din sus, în gol, pe aia în bară, gol. No? Bun, am înțeles, păi, sunteți îngrijorat. Păi sunt îngrijorat, pentru că eu credeam că o să avem o echipă foarte puternică și o să ne distrăm. O să batem 4-0, 5-0. Pentru că de-aia am luat jucător și am dat bani. O să vedem dacă o să ajungă o astfel de echipă, FCSB. E posibil că sunt jucători buni, dar să nu e fie prea târziu. Normal, trebuie să ajungă normal. Să nu fie prea târziu. Dar numai că ei trebuie să paseze. Nu putem. Ce să faci? Coman, Tavi Popescu, jucători care în loc să crească au scăzut. Contează și asta, vezi, e încă un factor. Da. În schimb, Corbea mi-a crescut foarte mult. Nu, l-am luat pe companie, că iar ăsta, m-a altă meciuma, iar, că e extraordinar. A crescut de când a venit la noi. Da. Ce să facem? Bine. Pentru că spunea Corbea, domnule, ne apărăm cu atacanți. Adică, nu, mingea, că dumne, n-avem noi fundaș central. Mie îmi place Tam foarte mult și cu Daua. Numai că aici e vorba de mijlocași centrali. Că ajunge mingea chiar repede pe fundașii centrali, n-are voie să ajungă niciodată. La Steaua n-are voie să ajungă niciodată. Am înțeles. La Steaua n-ai voie să ajungă niciodată. Asta mă iete invitații dumneavoastră, că am greșit FCSB, că nu este asta. FCSB asta, voiam să... Tu mai da, FCSB, da. Așa se numește echipa, dumneavoastră i-ați înțeles. Da. Păi FCSB se înseamnă fotbal, cum se treaba București. Cam puțini spectatori în seara asta. Păi puțini spectatori dacă ai 8 puncte. Nu trebuie să vină puțin? Da. Când ai 8 puncte, nu trebuie să vină puțin? Poate. O să trebuiască să ne oprim, aici, că nu mai avem din aceste emisiuni și mai avem domnul câteva lucruri. Vă mulțumim, o seară bună. Iar noi o să ne opăm.